Pentru a citi Biblia, trebuie să primesc binecuvântare de la părinte, de la preot în sens. Acum, cum să primești binecuvântare de la preot pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toți oamenii. Pentru că am mai auzit și despre preoți care îi opresc pe oameni să citească Biblia, spunându-le că nu vor înțelege bine, nu vor înțelege drept și vor rătăci de la credință. Nu, 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 dragii mei, nu poate niciun preot. Fiecare preot, fiecare pastor, fiecare slujitor al Evangheliei, datoria lui este să îndemne pe oameni să citească Biblia, să îndemne continuu să citească Biblia, să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu, să urmeze Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, da, poți să te adresezi la un pastor, la pastorul tău, la preotul tău. În primul rând, apelezi la ajutorul lui atunci când nu înțelegi, nu știi cum să studiezi Scripturile. Iată, și pastorii și preoții toți trebuie să învețe pe oameni cum să studieze Scripturile, să-i ajute să înțeleagă Sfintele Scripturi, dar nici într-un caz nu poate să îi oprească. Și atunci când este vorba de binecuvântare, noi ne rugăm pentru oameni ca să înțeleagă, ca să o iubească, să cerceteze Sfintele Scripturi. De aceea îi invităm la studiu biblic, de aceea am făcut site-ul acesta, pentru că vrem să-i ajutăm pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu. Și iată, vă amintiți famenul etiopian, de exemplu. El era etiopian și a mers la Ierusalim pentru că vroia să-L cunoască pe Dumnezeu. Și omul ăsta a înțeles că Scripturile joacă un rol important. Nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu decât prin cuvântul Lui. Și atunci omul acesta, atunci, în vremea aceea, încă și-a procurat cartea prorocului Isaia și iată, el se întorcea din Ierusalim și el citea cartea prorocului Isaia și când s-a apropiat evanghelistul Filip de el și l-a întrebat, înțelegi tu ce citești? Și el a zis, cum să înțeleg dacă nu-i nimeni să-mi explice, ceea ce înseamnă că el nu înțelegea nimic, omul ăsta își dădea silințele tare să înțeleagă cartea prorocului Isaia, dar nu putea înțelege și avea nevoie de cineva care să-l ajute, să-l călăuzească. Ei, așa fiecare om are nevoie de cineva, dar de aceea de la noi, de la pastori, de la preoți, se cere în cuvântul lui Dumnezeu, ni se spune să împărțim drept cuvântul adevărului. Noi trebuie să-i învățăm pe oameni, să-i ajutăm pe oameni să-l înțeleagă drept cuvântul lui Dumnezeu. Nici într-un caz să-i oprim, să le interzicem, să le punem limite, ci invers, să-i ajutăm pe oameni, să-i motivăm continuu pe oameni să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Că asta e chemarea noastră, să-i ajutăm pe oameni să studieze Biblia. De aceea eu vă îndemn continuu, de aceea vă invit să învățați cum să studiați Biblia. De aceea vă recomand continuu aceste materiale de studiu biblic inductiv, pentru că ele îl ajută pe fiecare om să învețe cum să studieze Biblia, să învețe, să poată înțelege, să studieze Biblia așa ca să o poată înțelege.